din porumb a venit ursul. Cățelul ăsta tot face cât doi oameni, mă. Serios, dacă nu. Vă salut, dragi prieteni. Astăzi vom face un videoclip cu și despre oi. Nu știu cât de bine o să mă aud, deoarece bate vântul foarte, foarte tare. Suntem chiar în vârful pădurii, să zic așa. Și bate vântul exagerat. Însă sper să iasă un videoclip frumos. Ce faină e asta. Am fugit, el direct în colipa. Eu am fugit în fug între noi. Da, pe se vede acum, dar... Da, eu înțeleg de unde au venit, mă. Era cucuruzul, mă, atunci. A, din porumb a venit ursul. Am zis, mă, intra și venea aproape de trecea, se ducea pe copilul pe alea din fug. Aici jos. Cum în boschet. Cred că îmi vedi pe vântele. Să ducem pe imagine spre jos. Și merg pe străi. Atunci vă țipă direct în străi, că să vă știu dacă nu lucrează. Aia de capul meu. Ia uite-l cum a plecat racheta. Hai să vedem, aduce cățelul oile. Ia uite. Ia uitați-l cum își face cățelul treaba. Cățelul ăsta tot face cât doi oameni, mă. Serios, dacă nu. Ia uitați-le, ce frumos le aduce. La un câine de ăsta se merită să-i dea mâncare. Să vedeți cât sunt de departe. Bărbate, ce ai mai puțit? Ce ai mai puțit? Lup de curs. Lup de curs, a? De câte ori ți-a venit ursul anul ăsta? Până acum niciodată. Anul ăsta nu? Anul trecut? Anul trecut, da. Șacale acum urlă. Serios? Aici urlă. Sara, cum se face sara cum urlă? Aici e și pădurea, exact. Ești în pădure, efectiv. Și... stâna unei puse, e amplasată exact la marginea pădurii. Exact.
Ia uite, ce frumos au adus ăștia doi și cum vin acum în fruntea lor. Urlă rău? Copiii, zici că este legat. Serios? N-am auzit. E de unde? Urât ca drău. Păi nu ce-l face pe țară cum e. Serios? Urlă copiii. Dar lupi și de-aștea? Nimic. Bravo, bă! Hai aici! Ăsta-i. Ăsta-i unul dintre ei. Eu prins la mare de cap. Serios? Ei, da, mă, care numai un ochi, fii atent, mă. Bă, săracul, bă. Și ce-și face treaba? Și mai e ăsta de aici. Ăsta-i tot mascul. Ăsta-i pereche? Ăsta-i mascul. Și ai... Căsătul. Vezi și mă ia și pe asta. Da. Hai tu, cutii! Bine. Da, le-au adus la noi aici. Foarte fain. V-am spus păcat că... Nu știu cât de clar să nu dea. Ia uite-l cum se duce ăsta mic după ele. Ce le aduce, mă? Mă, ăsta da, frate. Mici? Da. Nu sunt mici. Tu ai 1,80. 80. 80, na, păi și la 1,80 cât ai tu, cât, cum e mic ăsta în câinele? Nu sunt mici. Exact ce trebuie. Uai, ce fain ești, mă. Da, pe câinele se vede că e cu coada pe sus, în spate, în spatele oilor. Ha? E în spatele oilor de tot, uite-l cu coada pe sus. Uite. Vine între oi, da. Stai că eu m-am oprit și... Da? Ei, cățaua, uite aici. Ia uitați. Ce mă? Bă, șmecherule, tu ești mai rău, mă. Ce mă? Ce faci, bă? Așa, acum să duc pe aici în jos, a?
Fii atent cum se bagă, mă. Ce faci, bă? Bă, cățelu, bă. Da, tu, da. Ce faci tu, frumoasă, tu? Ce ai tu, ce ai? Dă lăbuța, hai. Dă lăbuța. Bravo, bravo, fetița, bravo. Aici e bine că nici nu mai bate vântul. Nu mai e câmp deschis. Foarte fain. Ce faci, bă, bă? Berbecuț, n-ai mai vrut să mai stai la poză, să te mai întorci odată. Ce faci pe aici? Păi dacă coborâm toți, cobor și eu, da, pe aici. Dacă tu cobor pe aici, cobor și eu, pe unde mergi tu, mergi și eu. Bă, dar n-au nimica că se bagă pe aici, prin... boscheți ăștia. Revenim de jos, că pe aici ne-am băgat prin pădure. E aici. Ce fain le-au adunat pe toate. Ce fain le-au adunat. Uite, după toate se duce. Care sunt tufe, se duce după ele. Să uite, le ginește, să vadă vin sau nu vin și dacă nu, să-l bagă prin tufe. Toate le-au adunat de prin toate tufele de pe aici. Da. Asta da, cățel. Haideți că am ieșit și la lumină. Am coborât. Am avut noroc că am venit azi, că de săptămâna viitoare o să ducă oile din partea asta și nu mai prindeam așa pictorial, să zic, cu pădurea și cu oile. Și am venit la fix. Am prins niște cadre superbe din punctul meu de vedere. Acum încet, încet le tragem către obor, către stână, cum se zice. Mm-hmm. Mai știu și eu câte ceva. Uite care face. Care? Ei, da, uite asta, asta, nu? Asta e cărăfaș? Da. Ce frumos le aduce cățelul.
ce le-a adunat cățările. Ce faci tu? Ai rămas clandestină? Acum urmează să aleagă câteva, pentru că au venit cineva după ele. M-a spus că astea sunt soile oamenilor și el are câteva în pază. Cam atât și pentru astăzi. Până data viitoare, vă salut, vă respect și toate cele bune. Sănătate!